Domnule Florin Căpățână, în definitiv, la dumneavoastră se simte la celălalt capăt, vânzarea. Vânzarea care asigură banii, atât fondurile continuarea afacerilor dumneavoastră, dar pe urmă plătind mărfurile și afacerile din capătul celălalt, fermă, procesare, etc., etc. Până la urmă, clientul, consumatorul final. Da, ce pot să vă spun? Vă rog. Ce pot să vă spun din datele pe care le avem și datele pe care le-am consolidat an de an? Am observat că în momentul în care TVA-ul a crescut, și mă refer aici în tot lanțul alimentar, s-a observat o diminuare a consumului, s-a văzut o diminuare a coșului mediu, pe care noi așa îl numim, și practic s-a văzut că nu mai este aceeași putere de cumpărare a celor produse pe care românul le cumpăra în mod frecvent. Este foarte adevărat că în momentul acela problema măririi TVA-ului a fost redundantă pentru toată lumea, nu numai pentru clientul final. Gândiți-vă că veneau pe lanț, practic, și se întorcea de la punctul zero, practic de la cel care creștea animalul, se întorcea această problemă, și anume a faptului că el vroia să vândă un produs către un procesator care el îl trimitea în industrie și de acolo în magazinele, în marile lanțuri de magazine, care avea o valoare adăugată deja mult prea mare, iar clientul de cele mai multe ori evita să cumpere aceste produse. Și atunci am observat că există și o altă tendință a consumului, o tendință a consumului din piața care, să-i spunem, mai puțin organizată. Deci din piețele organizate ad hoc, din piețele care nu erau, să-i spunem, controlate de colegii veterinari, nu erau controlate de organele abilitate ale statului, pentru că totul se făcea rapid, se vândea rapid, interesul era să se încaseze cât mai repede bani. Este adevărat că lucrurile acestea, ușor, ușor, la un moment dat au intrat într-o linie, hai să-i spunem, dreaptă, și am constatat că cu toate eforturile pe care noi le-am depus pentru a anima mai mult zona de consum, consumul, chiar așa cum este la 24% TVA, a avut tendințe de creștere. Dar a avut tendință de creștere în zonele pe care deja sunt de notorietate, le știți cu toții, și anume în preajmă de Paști și în preajmă de Crăciun. Bun. Domnul Haruț. Am sesizat așa o oarecare agresivitate în această campanie, taie TVA-ul. Dar trebuie să luăm în calcul toate datele problemei. Nu uitați că au fost tăiate salariile, au fost tăiate pensiile, a scăzut consumul, a crescut TVA-ul cu 24%. Poate că atunci ar fi trebuit să ieșim toți în stradă sau să umplem internetul cu astfel de filmulețe. Nu există guvernanți astăzi cărora să nu le pese, mai ales că scăderea TVA-ului este o prioritate în programul de guvernare. S-a început cu TVA-ul la pâine, cu siguranță va urma, spun, carnea și laptele, ca să nu-mi iau bătaie aici, că nu știu care pe care, dar, repet, este o prioritate a acestui guvern. Nu uitați că instituțiile financiare internaționale care ne monitorizează în ultima perioadă ne-au punctat economic din ce în ce mai bine și ne conferă o credibilitate. Dar încă nu este momentul. Ne-am dorit foarte mult, eu chiar am făcut declarații în acest sens după ce am vorbit cu Ministrul Agriculturii și cu Primul Ministru, că probabil la sfârșitul lui iulie vom avea TVA-ul scăzut la carne. Nu s-a putut pentru că FMI-ul nu a acceptat, dar împreună, pentru că toți ne dorim acest lucru. Primul lucru a fost să mărim pensiile, să mărim salariile, pentru că e un fenomen social și dacă nu facem asta, nu crește consumul. Cu siguranță, credeți-mă că vom reuși acest lucru, pentru că este, până la urmă, tendința tuturor, nu numai a dumneavoastră. Până una alta, sunt convins că veți reuși, pentru că sunt N motive pentru care trebuie să reușiți. Dar până una alta, nu-i așa, domnule comisar șef Daniel Biro?
piața neagră, aceea care din cauza TVA-ului și costurilor mari care se întâmplă în zona economică, piața neagră reușește să-și ducă zilele bine menții. Puteți face o radiografie, atât pe sectorul de lapte, cât și pe sectorul de carne, potrivit cazuisticii pe care dumneavoastră o cunoașteți și analizelor efectuate la Inspectoratul General al Poliției. Puteți face o radiografie a evaziunii din cele două sectoare și eventual chiar și din zona de fermă, dacă aveți informații în această zonă. Da, există informații și din această zonă. Credem că da. Așa. Nu, informații certe. Așa. Ce se întâmplă? Unul din partenerii noștri, cei mai serioși ai Poliției Române, e Ministerul Agriculturii. Și asta de vreo 3 ani de zile încoace se vede o schimbare clară și o deschidere la cooperare. Pentru că Poliția singură, de una singură, fără un partener serios, nu poate face treabă. Nu că nu poate, este mai greu. Și de aceea doresc să le mulțumesc pentru acest lucru și această deschidere. Vis-a-vis de reducerea cotei la pâine, exact ce zicea și domnul Minea, se vede, potrivit datelor prezentate de către asociațiile profesionale din domeniul mărăritului și panificației, dar și cele statistice de la Institutul Național de Statistică, că există o creștere, bine, cu mici fluctuații, între 14 și 20%, din ce am înțeles și eu de la domnul Popescu de la Rompan, dar totuși se vede ceva. Această acțiune susținută a poliției, a factorilor de decizie de Ministerul Agriculturii, dar nu în ultimul rând a asociațiilor profesionale și patronale, au dat aceste rezultate, care ele vin totuși în cascadă. Nu e vorba numai de TVA-ul la pâine. E vorba de și personalul angajat sau care a rămas angajat, având în vedere că, de exemplu, de la începutul lunii februarie, de când poliția împreună cu celelalte structuri abilitate acționează în mod constant, au fost închise 69 de astfel de unități de mărit sau panificație care nu funcționau legal sau nu îndeplineau condițiile legale. 69 de astfel de unități la nivelul României e totuși destul de mult. Și zic eu că dovedește încă o dată dorința și posibilitatea de a acționa pe acest domeniu. Același lucru se întâmplă și în domeniul producției și comercializării produselor din carne și a subproduselor din carne. Și la lactate? Și la lactate. La lactate e o mică problemă, în sensul că nu s-au axat, pentru că valoarea la și cantitățile nu sunt, cum să zic eu, nu prea le la îndemână. În sensul că la lapte, ca să-l păstrezi, să-l transporti, să-l procesezi, îți trebuie mult mai multe. Și e mai dificil ca să faci evaziune fiscală, trebuindu-ți bani, forță, utilaje și așa mai departe. Dar și până la urmă, măsurile de sistem și pe care, despre care vorbea domnul Frânc, pot da, să... Da, acolo se fură cu cisterna, e adevărat. Da, e adevărat. Da. Ideea este că poliția și în acest domeniu acționează așa. De la începutul anului, dacă aveți nevoie de o dată statistică, au fost înregistrate 684 de dosare. Până acum, Poliția Română a reușit deja să recupereze aproape 30 de milioane de lei din evaziunea fiscală cu produse și subproduse din carne. Bine, prejudiciile sunt mult mai mari. Vă spun date, adică pe ce am apucat să le confiscăm, bani, bunuri sau cu ajutorul unităților de parchet, au fost aplicate sechestre pe diverse proprietăți, terenuri și așa mai departe. Iar în domeniu vis-a-vis de fermieri, tot împreună cu Ministerul Agriculturii, în prezent la nivel național, este declanșată și se desfășoară acțiune de verificare a celor care au cerut subvenții. Căci dacă iei subvențiile de la APIA, solicitate, și compar cu suprafața de teren a României, ai să vezi că România s-ar întinde undeva de la Urali până pe la granița cu Germania. Și nu prea e corect așa. Și atunci, împreună cu factorii de decizie din cadrul Ministerului Agriculturii, am declanșat la nivel național o astfel de acțiune de verificare și am avut surprize neplăcute pentru noi,
Și este incorrect, așa vedem noi, poliția română, ca unii să ia bani pentru niște subvenții care nu le merită. Și alții care au fost și situații când au așteptat și câte un an jumate să-i dea banii. Și spune, nu mai am bani că i-am dat lui altul și nu mai, s-au terminat fondurile. Dar în realitate banii au fost dați de către unii care au venit cu documente ireale și așa mai departe. Vă mulțumim mult de tot. Știu că cineva din sală dorește și oricum, domnul Marius Bâcu. Vă rog mult de tot și trebuie să vă spun lucrul ăsta, puteți interveni, puteți solicita microfonul din sală ori de câte ori doriți. În ce măsură v-a afectat pe dumneavoastră, pe de o parte, TVA-ul la nivelul ăsta uriaș de 24% pentru afacerea dumneavoastră și în ce măsură a simțit, dacă a simțit, concurența neloială din partea celor din zona gri sau din partea celor care lucrează la negru pentru produsele dumneavoastră? Bună ziua, sunt Marius Băcu, produc brânzeturi în Alba, le vând în comerțul civilizat în România și le export în Europa și consider că cel mai mare concurent al meu nu sunt ceilalți producători din România, nu sunt multinaționalele, ci sunt cei care vând brânză în piață. Eu produc doar brânză, deci îmi caut concurenții în România și în afară. În România se vinde foarte, foarte multă brânză în piață. Am fost șocat de prezentarea celor de dimineață de la JFK, care au zis că undeva la 60% din brânza, din lactatele românești, sunt vândute în piață la negru. Eu mizam pe jumătate. Așa, din informații neoficiale. Ei am văzut după metoda de calcul că au niște informații foarte corecte și, într-adevăr, dacă sunt scăderi în supermarket, lumea cumpără mai puțin de la raft, nu înseamnă că lumea nu mai mănâncă brânză sau lapte. Cu siguranță și-o cumpără din altă parte, de undeva, de unde cu 25% mai ieftin, de la piață. Cu 24%, pardon. Mi se pare extrem de nedrept ca unii să poată vinde cu 24% mai ieftin ca mine. Să nu mai vorbim de ce spusese Dorin, de siguranța alimentului, de calitatea mâncării din piață. Să nu mă înțelegeți greșit, nu am nimic cu oamenii care produc brânză la stână. Îmi place. Dar și vă sfătuiesc pe toți să mergeți să cumpărați de acolo, dar nu din piață. Să cumpărați de la fermier, fac lucruri bune, au gust bun, o să facă în continuare și peste 100 de ani. Dar în piață e cu totul și cu totul altceva. Brânza din piață nu știe nimeni de unde vine, nu știe nimeni ce calitate are, nu știe nimeni din ce lapte e făcut și mi se pare periculos. Bun, vă mulțumim mult de tot. Permiteți, o secundă, da, vreau să completez. Da. Ca să, domnul Marius Bâcu, nu a fost foarte detaliat ce înseamnă în piață. În piață sunt și producători români autentici care încearcă să-și vândă marfa lor, dar și ei au probleme cu acele falsuri care vin pe căi oculte și era vorba de acea brânză cu grăsimi vegetale care este vândută pe post de brânză și vedeți, prețul era 12 lei și ciobanul Ghița, l-am văzut la televizor, când se plângea că el, producător român, autentic, nu putea să-și vândă telemeaua lui făcută la stână pentru că era dublu ca preț. Nu mai spun TVA, că el plătea. Sau... Deci, ideea este. Și cred că tot autoritățile de control ar trebui să insiste mai mult și să-i depisteze pe cei care nu plătesc TVA și să meargă în sincron cu reducerea TVA. Temă pentru domnul Biro, pentru că îmi aduc aminte de un reportaj publicat de noi și realizat de noi în revista Fabrica de Lapte, când se vorbea, se relata acolo cum cineva din Ferentari o îmbrăca pe o femeie în vârstă în țărancă și o punea în fața cinematografului, unui cinematograf din centru și vindea chivurile lapte direct de la fermă. Domnule Laureciu, Rebecca, nu se poate ca la nivel de Parlament European să nu existe inițiative, să nu existe intenții, cel puțin pentru legislația următoare, sunt sigur că au fost și pentru legislația trecută, de diminuare a evaziunii pe zona industriei alimentare.
Da, în primul rând vreau să remarc următorul lucru. Este un lucru foarte important ceea ce domnul comisar a reamintit și anume colaborarea între două instituții ale statului care se face într-un mod corect. Deci cred că acesta este un bun început. De 3 ani de zile, spunea domnul comisar, avem o relație foarte bună care ne permite să aflăm date cu exactitate. Ce înseamnă lucrul acesta? Că vom ști care sunt în momentul de față pozițiile de producător, de comerciant și alte lucruri. Cred că acesta este un lucru lăudabil, că două instituții ale statului vin și spun în felul următor: ai nevoie de aceste date, le primești exact așa cum sunt ele, urmând ca pe urmă împreună să luăm deciziile pentru a rezolva problema. Eu cred că aici nu ducem lipsă de inițiativă și românii sunt foarte inventivi și suntem, dacă vreți, unul dintre popoarele care au capacitatea să adapteze foarte bine la ceea ce înseamnă noile condiții. Și știți foarte bine că noi din anul 2007, de când suntem țară cu membră cu drepturi depline, a tot trebuit să ne adaptăm. Pentru că știm cu toții că nu am îndeplinit în totalitate sau la un nivel foarte ridicat toate condițiile impuse. Și anume, inițiative sunt și vor fi. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia astăzi să stau de vorbă cu toții sau cu toți factorii tehnic vorbind, pentru că cele mai multe probleme își găsesc rezolvarea în inițiativele dumnealor, pentru că ei se lovesc de aceste lucruri și de aceea trebuie să ținem cont foarte serios de ceea ce propun dumnealor. În ceea ce privește vânzarea în piață, cred că ar trebui să gândim o separare a pieții, pentru că cu toții știm căutarea produselor tradiționale sau cu cum să spunem, cu marca fabricată în România, nu sunt neapărat produsele comerciale. Eu sunt convins că domnul Băgu, când a pronunțat cuvântul piață, s-a referit la cei care lucrează în zona neagră, care vând la negru. În niciun caz la cei care sunt autorizați. De aceea vă spun că este important pentru noi să înțelegem în momentul de față ceea ce înseamnă vânzarea produselor de tip tradițional fabricat în România, adică în mod tradițional, la stână. Știm cu toții că brânza de la stână, făcută la stână, și chiar dacă avem în momentul de față foarte multe astfel de ferme care s-au modernizat pe programe de fonduri europene, produc în condiții de calitate foarte bună. Cred că aici ar trebui făcută o separație între ceea ce înseamnă piața comercială și piața de produs tradițional. Sigur, asta este unul dintre punctele care trebuie să făcute. Cred că inițiativele care vor fi propuse din România trebuie mult mai insistent promovate la nivel de Parlament European. Și de aceea avem nevoie în momentul de față de susținerea tuturor partenerilor care participă la piața agricolă din România. De aceea e important ca propunerile să plece către Parlamentul European după dezbateri serioase și argumentate într-un mod care să te favorizeze când te duci și prezinți un punct de vedere susținut de toți. Să nu ne trezim că vom susține doar o parte a sectorului, iar cealaltă parte va fi nemulțumită. Aici cred că trebuie să echilibrăm puțin discuția. Primul partener și primul prieten este Parlamentul României, domnul Harbuț. N-am să fac o referire acum la Parlamentul României, am să spun doar că nu cred că e competența Parlamentului European evaziunea fiscală din România și nu cred că are vreo legătură cu Parlamentul European. Este o evaziune fiscală specifică pe o perioadă lungă de tranziție, pe o specificitate de exploatare, de creștere, de procesare a produselor. Pentru că avem specificitățile noastre pe care le vom depăși pe cale naturală, probabil, nu știu dacă următorii 20 de ani, dar probabil că le vom depăși. În atenția autorităților ar trebui să fie falsificarea produselor, pentru că atunci când vorbea domnul Biru de TVA-ul scăzut, păi în piață, în piețele agroalimentare, sunt producători care vând în baza certificatului de producător și sunt organizați ca persoane fizice. Legislația spune foarte clar de la ce sumă încasată pe an plătește TVA-ul, deci lucrurile sunt legiferate. Totul este să fie și respectată legea. Cred că, într-adevăr, autoritățile ar trebui și mi-am însușit critica apropo de codul penal, care nu prevede nici o pedeapsă pentru falsificarea produselor și mi-am luat angajamentul public că mă voi ocupa de acest aspect în Parlament.
Dacă îmi pare rău, n-am știut că se va ridica, îmi cer scuze, n-am știut că se va ridica și problematica referitoare la piață, dar vă spun că cel puțin o dată pe trimestru, Poliția Română efectuează verificări în piețele, nu numai din București, din toată România. Verificări care înseamnă nu numai pentru brânză sau lactate sau mai știu eu ce mai vinde pe acolo, și pentru legume și pentru fructe, le verificăm certificatele producător, că ea asta se prezintă. Dar nu faptul că mă mulțumesc eu ca polițist să verific are certificat de producător. Da, are certificat de producător. Bun, care e seria, numărul și ce primărie l-a eliberat. După care, printr-un sistem releu al Poliției Române, există posibilitatea, îi dau, verificăm la postul de poliție din comuna Popreaca de dealul de sus, verificăm dacă ăla e real acel certificat de producător. Nu numai la primărie. El zice că are 6 vaci și de-aia poate să vinde brânză în piață. Țiganul ăsta are 6 vaci, că n-a văzut o vacă nici în poze. Deci vă spun că astfel de verificări, îmi cer scuze, n-am știut că se va pune așa problema și vă aduceam date statistice, dacă mă călzește cu ceva, de câți secretari de primării și câți primari au fost și sunt cercetați de către Poliția Română pentru astfel de falsuri. Vă mulțumesc și îmi cer scuze. Îmi cer scuze că intervin din nou pentru că între timp s-a schimbat legislația, am venit cu legislație suplimentară și s-a băgat hologramă pe timbru, pe... Țiganul care vine în piață, o face răspund. Plus, bun, așa am văzut și șef de la Poliția Rutieră care conducea de 30 de ani fără carnet. Adică se poate întâmpla orice în țara asta. Domnul deputat, orice este posibil. Da. Numai să vrei. Bine, eu pot să zic asta dumneavoastră, nu? Ca să împăcăm pe toată lumea, deci 30 de secunde vă spun o poveste. Acum câțiva ani de zile, pe un post m-am întâlnit cu o doamnă care vindea produse tradiționale în piață. Venise într-un costum popular minunat, ca alea care l-au la Romarta pe vremuri, cu pantofi cu toc, țărant curat, într-adevăr. Și mi-a explicat cum ea vinde numai produse tradiționale, în fiecare duminică, mi-a spus și piața, vindea 30-40 de kilograme de sarmale și 20-30 de kilograme de brânză de oaie. Și a zis, doamne, minunat, sunt mut de admirație. Câte oaie aveți? 2. Sarmale ce nu, alea cu carne de porc. Și câți porți aveți? 1. Bănuiesc că tăia câte o bucățică din porc. Deci ăsta a fost răspuns. Iar în piață se ducea cu uniforma de țăran român, n-avea nici înclin, nici mânecă cu producția tradițională. Nici înclin, nici mânecă. Domnul Frâng. Da, vreau să fac câteva precizări vis-a-vis de ponderea fermierilor care vând fiscalizați și cei care care obligatoriu la ora actuală peste 2 capete, sunt și ei fiscalizați prin norma de venit. Deci avem o altă situație și o altă statistică. Vis-a-vis de fermierii mari, fermele comerciale, acestea au cel mai mult de suferit din cauza acestor fiscalizări excesive și lipsa de neîncasare a TVA-ului și evaziunii, pentru că vedem tot lanțul, până la retailer, procesator și așa mai departe. Prețul suferă scăderi, de obicei, și am simțit-o și în momentul în care s-a ridicat TVA-ul, până la urmă tot la fermierul care produce laptele. Pentru că retailerul spune foarte corect, domnule, eu nu pot să cresc prețul în raft, pentru că nu mai îl cumpără, nu există puterea de cumpărare. Procesatorul zice, domnule, eu nu mai pot să-ți dau prețul pe lapte, pentru că și eu nu mai, mi-a scăzut retailerul prețul, iar fermierul de unde să mai suporte? Și asta am observat-o în momentele în care au crescut toate inputurile pe lanț. A crescut prețul la motorină, tăiem prețul la lapte sau nu putem să acordăm creșterea de preț la lapte în momentul în care a crescut prețul în piața europeană, pentru că a crescut prețul la motorină, dar la fermier nu a crescut prețul. Deci și noi venim tot în același lucru. Chestiunea cu depunerea cererilor la subvențiilor la APIA. Din ecuitorul exercițiu financiar, România este obligată să devenim fermierul activ. Ce înseamnă fermierul activ? Banii aceștia care vin din fondurile europene de susținere și special din plățile directe, trebuie să meargă la cel ce face agricultură și trăiește din activitatea de agricultură. În proiectul care noi l-am propus pentru definiția fermierului activ, am introdus cele 17 criterii care trebuie să îndeplinească un fermier ca să poată depune cerere la APIA. Nu vedem dezvoltatorii imobiliari care fac blocuri pe terenuri agricole și iau subvenție de la APIA. Aia sunt banii agricultorului, nu a dezvoltatorilor imobiliari.
Deci trebuie făcute aceste diferențieri între ferme și între agricultorul activ. Trebuie să o definim foarte repede și foarte exact, în așa fel să nu se mai întâmple ceea ce știm cu toții că s-a întâmplat. Fermierii nu pot să facă, în special la terenuri, fraude cu suprafețele. Pentru că se merge pe digitare, se merge pe celelalte. Fraudele se fac în alt mod. Cu animale care nu există sau cu alte minuni care sunt în piață. Vreau să mai fac încă o precizare vis-a-vis de ce măsuri se pot lua la nivel european. În 2010, la Conferința Europeană a Laptelui, s-a scos o rezoluție la Bruxelles, în care avea două componente. Unu, a ieșit și legea și o avem finalizată în sfârșit și așteptăm să mergem să ne acredităm, contractarea. Creșterea, de fapt, legea era și rezoluția spune creșterea puterii de negociere a fermierilor producători de lapte în relația cu procesatorii. Asta a fost textul rezoluției. Sigur, am scos legea contractării. Așa a ieșit. Cu bune, cu rele, e bine că există și facem ceva cu ea. Și să începem să avem, într-adevăr, să conștientizăm și fermierii să vină spre asociere, să putem să mergem să contractăm acest lapte. Dar, tot în acea rezoluție, a fost partea a doua care, cel puțin comisarul Cioloș a spus-o de foarte multe ori, că nu vrea să termine mandatul până când o finalizează. Etichetarea produselor din lapte. Cu cele patru elemente obligatorii care le considerăm și noi și procesatorii că trebuie să existe în ele. Pentru o informare corectă, inclusiv până la urma consumatorului. Unul este țara în care s-a mult laptele. Doi, cât la sută în produsul respectiv de lapte este laptele proaspăt, crud. Cât la sută este laptele reconstituit din Noua Zeelandă, nu pot aduce lapte decât numai lapte praf. Și a patra element, cât la sută are altceva decât lapte. Care este permis prin legislație, nu e nicio problemă. Dar să știm că există acolo și nu este produsul din lapte. Atunci, sigur că am reușit cu toții împreună să facem și o campanie de stimularea consumatorilor români să consume produsele românești și produsele adevărate din lapte.